România participă cu o delegație de 6 sportivi la etapa de Cupa Mondială de Gimnastică Artistică de la Doha din Qatar, organizată la sfârșitul acestei săptămâni. Printre cei care vor concura se numără și gimnastul timișorean Vlad Cotuna, fost component al CSM Lugoj. Sportiva lotului național, Cotuna va concura la 3 aparate, sol, paralele și bară fixă, de altfel cele mai bune ale bănățeanului. La masculin mai concurează la Doha Adelin Cotrong, Andrei Ioan Groza și Andrei Vasile Muntean. La feminin, România le trimite doar pe Ana Maria Ocolișan și Nica Ivănuș. La Doha vor concura peste 40 de gimnaști. Anul acesta, cea mai tare competiție de gimnastică artistică va fi în octombrie, când are loc campionatul mondial.